Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Furturile și tâlhările de pe străzile Făgărașului s-ar putea înmulți și asta deoarece numărul polițiștilor comunitari care asigură ordinea și liniștea publică se va înjumătăți din luna septembrie acestui an. Decizia de reducere aparține guvernanților care nu doresc decât un polițist comunitar la 1000 de locuitori. 43 este numărul angajaților de la Poliția Comunitară, care își vor face bagajele în cel mult o lună. Ei vor fi disponibilizați ca urmare a calculelor făcute de Guvernul României, care a decis că un polițist comunitar poate veghea asupra a 1000 de locuitori. Acestea fiind spuse, la o populație de 38.000 de locuitori, cum are Făgărașul, sunt suficienți 38 de polițiști comunitari și nu 85, cum sunt acum. Acești 38 de oameni care lucrează în Poliția Comunitară sunt de la director până la femeia de serviciu, adică practic vom rămâne cu 36 de oameni în uniformă, având în vedere faptul că pe un post sunt 4 polițiști, practic noi vom avea 9 posturi de polițiști în fiecare moment în municipiul Făgăraș, la o suprafață de 400 de hectare. Părerile făgărășenilor față de măsura de reducere a polițiștilor sunt împărțite. E mai bine să fie așa și să avem siguranța și ocrotirea de care avem nevoie. Deci, practic, numărul lor se va înjumătăți. Nu este bine. Credeți că va crește infracționalitatea? Infracționalitatea poate va crește, este destulă oricum, dar va crește cu siguranță. Seara, efectiv, ți-e frică să ieși din casă, nu? Câinii vagabonzi și când vezi un om de departe că vine, nu știi ce intenție are, nu? Deci nu este un lucru bun. Nu, nu. Se pot face reduceri din alte părți. Ce părere să am? Părerea nu e bună, dar nici până acum nu s-o prea văzut activitatea lor în Făgăraș. Dacă se mai și reduce, va fi și mai rău. Dar dacă sunt 85, unde sunt acum? De asta mergeți prin oraș, da? Ați văzut vreunul? Ați văzut? Nu. Și atunci? Atunci sunt prea mulți, nu? Deci este o măsură bună. Desigur că da. Astfel, noua echipă înjumătățită a Poliției Comunitare nu va mai veghea permanent străzile Făgărașului, ci va interveni doar atunci când este nevoie. Rolul polițistului nu va mai fi acela de a veghea, știu eu, la fiecare colț de stradă sau la fiecare intersecție sau la fiecare piață sau zonă aglomerată. Va fi un rol mai mult funcțional pentru a asigura ordinea atunci când îi se cere. Foarte probabil va primi un rol important serviciul care se va ocupa de patrulat pe străzi, serviciul mobil, echipa mobilă și dispeceratul care probabil va trebui să facă față mai degrabă telefoanelor și pentru ca ulterior să aceste echipaje să le trimită acolo unde situația o cere. Măsura care prevede un polițist la 1000 de locuitori nu va fi aplicată și comunelor din țara Făgărașului, care au o populație între 1500 și 2500 de locuitori. Guvernul a hotărât ca toate aceste comunități să aibă 3 polițiști comunitari și nu unul sau doi, cum prevedea norma inițială. Este vorba despre Ticuș, Drăguș, Beclean, Cincu, Lisa, Părău, Hârseni, Sâmbăta de Sus, Șincanou, Șoarș, Ucea și Viștea.